Căsuța din copac. Samuel și Milo sunt cei mai buni prieteni și așa a fost dintotdeauna. Deși își spun câte în lună și în stele, n-au nevoie de multe cuvinte pentru a se înțelege unul pe celălalt. De fapt, n-au nevoie de cuvinte deloc. Se privesc și știu ce vrea fiecare. Atât este de simplu. Atât este de simplu atunci când ai cel mai bun prieten. Pentru că cel mai bun prieten te înțelege întotdeauna. Lui Samuel i-a venit ideea căsuței din copac, dar Milo știe imediat cum va arăta. Nu e nevoie de un plan mare. Cei doi bat cu ciocanul neîntrerupt, scot cuie, încearcă o scândură, apoi alta, și noadă frânghii. În curând, patru scânduri sunt proptite bine în copac. Nu e încă o casă, dar e un început. Poți sta în picioare pe podeaua ei și te poți bucura. Suntem cei mai buni, spune Milo. Prietenii adevărați pot face orice, strigă entuziasmat și Samuel. Dar într-o dimineață, Milo vine să-și ia rămas bun. Părinții lui se mută împreună cu el în alt oraș. Lui Samuel îi se usucă gura, stomacul îi se strânge și inima îi bate furioasă. Dar cum rămâne cu casa noastră din copac? Strigă el disperat. Și cum rămâne cu mine? Lui Milo îi se pune un nod în gât. Chiar nu e vina mea. Nici Samuel nu crede că Milo are vreo vină. Cu toate acestea, el este furios, dezamăgit, dar mai ales infinit de trist. Niciodată nu voi mai avea un prieten atât de bun, strigă el în urma lui Milo. Un prieten care să mă înțeleagă întotdeauna. Sunt sigură că în curând se va muta un alt copil în casa de alături, îi spune mama lui Samuel. Îți vei găsi un alt prieten bun, îl consolează tatăl său. Dar Samuel nu vrea ca un alt copil să se mute alături și nici nu-și dorește un alt prieten bun. Îl vrea înapoi pe cel mai bun prieten al său. El sau niciunul, îi zbucnește Samuel furios. Nu mai vreau niciun alt prieten. În curând, o familie se mută în casa de alături. Samuel a văzut camioanele de mutare venind și plecând. A zărit umbra unei fete, dansând în camera care a fost a lui Milo. Și a scuturat capul mânios. Acum, fetița bate la ușa lui. Bună, mă numesc Marta, se prezintă ea. Vrei să te joci cu mine? Nu, spune el, sec. Și trântește ușa. Dar Marta nu se dă bătută. De afară strigă. E plictisitor să te joci de unul singur, nu crezi? Samuel se duce în camera lui. Atunci am să construiesc singur căsuța, mormăie Samuel după câteva zile. Dar nu este ușor să ridici singur bucățile de lemn grele în copac. E cam dificil să ții o scândură și să o prinzi cu un șurub în același timp. Samuel se lovește la deget pentru că scândura face ce vrea ea. El alunecă de pe crengi pentru că nu e nimeni care să-l țină. Atârnă în aer bombănind furios și nu-l aude nimeni. Apoi, Marta apare la baza copacului. Ține un carnețel în mână și arată cum își imaginează ea casa. Este mult mai frumoasă decât cea pe care o desenaseră Samuel și Milo. Dar este aproape așa cum și-a imaginat-o Samuel dintotdeauna. El rămâne fără cuvinte. Îți place? Întreabă Marta. Bineînțeles că îi place. Dar nu se poate ca planul Martei să fie mai frumos decât cel pe care l-au făcut el și Milo. Pur și simplu nu se poate. Sau nu-i nimic dacă nu vrei, spune Marta.
se ridică și face câțiva pași. Samuel ezită, căci planul ei este frumos. Și cine face astfel de planuri, s-ar putea să știe și cum să le ducă la îndeplinire. Dar dacă spune că îi place, nu cumva își va trăda cel mai bun prieten? Iar dacă nu spune nimic, oare casa lui din copac va mai fi vreodată terminată? Și oare va fi vreodată la fel de frumoasă ca în desenul Marte? Precis nu știi să mănuiești un ciocan. Mormăie el în cele din urmă, încet, ca pentru sine. Dar Marta l-a auzit. Pune-mi pariu? Zâmbește ea. A doua zi, Marta aduce trusa de scule și chiar și câteva scânduri. Cei doi se uită cu atenție la schițele din plan. Samuel arată spre un foișor de observație și spune: poate că aici am putea schimba ceva. Marta se gândește, se uită la planul ei, strânge din buze și se uită în ochii lui Samuel. Pentru o clipă, în livadă se lasă o liniște de plină. Poate, spune ea zâmbind. Imediat se urcă amândoi în primul copac. Curând se aude cum ciocănesc și fixează scândurile, cum gâfâie, iar crengile trosnesc. Îi aud tăind cu fierăstrăul și uneori mormăind încet. Amândoi lucrează până la lăsarea țelii. Pe mâine? Întreabă Samuel când se despart. Marta aprobă din cap. Scândură cu scândură, casa din copac se înalță în livadă, creangă după creangă. Crește încet, de la sine, ca și cum între aceste ramuri ar fi fost locul ei dintotdeauna. În fiecare zi devine mai mare și mai frumoasă. Mai frumoasă decât și-ar fi putut imagina Samuel vreodată. Sau pentru că dintr-o dată are idei noi, mai îndrăznețe și mai mărețe decât înainte. Când are o astfel de idee nouă, se uită la Marta. Ea încuvințează, ținând deja în mână unealta potrivită. Apoi îi poți auzi pe cei doi râzând mult. Îi poți auzi șoptind și chicotind, murmurând și oftând. Samuel nu s-a mai gândit de mult timp la Milo. Dintr-o dată își amintește de el și se întreabă ce ar spune despre această minunată casă din copac. Fă-i o poză, îi sugerează Marta. Bună idee, aprobă Samuel din cap, dar cu noi amândoi. Și astfel ei pozează pentru fotografie și speră că se poate vedea foarte bine casa din copac. În timp ce Samuel o ține de mână pe Marta pentru prima dată, el spune: totuși, am crezut mereu că doar cel mai bun prieten al meu mă poate înțelege. Marta se gândește un moment și răspunde: atunci, cred că eu sunt celălalt cel mai bun prieten al tău. Este frumos să ai o casă în copac ca aceasta. Dar e mai frumos, începe Marta o propoziție, să o împarți cu prietenii. Îi încheie Samuel gândul. Așa că le vine ideea să organizeze o petrecere în căsuța din copac, la care invită toți copiii din cartier. Este o seară minunată. Departe, în spatele câmpurilor, soarele apune la orizont, iar șiruri de luminițe colorate sclipesc printre copaci. Peste tot se aud copii cățărându-se în pomi și râzând, cântând și spunând povești. Când deodată chipul lui Milo apare la fereastră, lui Samuel îi sare inima din loc și nu este singurul care simte așa.